Acest program conține plasare de produse. Partener general, satul German. Te salută vocea Basarabiei. Bun găsit! Nici mai mult, nici mai puțin. Astăzi este Ziua Internațională a Ciorbei sau Supei. Cuvântul supă provine de la franțuzescul la sup, care respectiv vine din latinescul supa, ceea ce înseamnă pâine muiată într-un lichid sau într-un sos. Istoricii susțin că în lume sunt peste 200 de feluri de supe, ciorbe sau, cum le mai zicem noi, felul întâi și câteva mii de rețete de a le pregăti. Acest soi de mâncare ar fi existat încă în secolul I până la Hristos. Prima supă a fost fiartă în Asia străveche, iar în China există o carte de rețete care are vârsta de peste 4700 de ani și care conține o sumedenie de rețete de ciorbe. Acestea, de fapt, diferă de la popor la popor. Ciorbă rădăuțeană sau ciorbă de burtă în România, borșul roșu ucrainesc sau supa franțuzească de ceapă sau zeama noastră moldovenească, toate sunt delicioase, în special a doua zi sau a treia zi după ce au fost preparate. Se zice că mai există supe pe bază de cafea, supă din nămol. Nu știu, nu le-am văzut, nu le-am gustat, habar n-am cum arată și nici nu vreau. O altă zi importantă astăzi e Ziua Internațională a Moralității, care poartă cu sine îndemnul de a avea mereu o inimă mare și deschisă. Primul principiu al moralității optează pentru egalitatea drepturilor tuturor oamenilor fără discriminări de orice fel. Al doilea principiu de bază al moralității ne amintește că omului îi este permis totul ce nu constrânge interesele și drepturile altora. Despre ceea ce este moral și imoral, omul învață din copilărie. Ajungem să însușim aceste lucruri uneori împovărați de erori. Este moral bunăoară să te bucuri de viață și este poate nu imoral, ci inadmisibil ca bucurându-te de viață să nu cânți. Să de-aș avea noroc, să te pot opri în loc și în tinerețe să mă-ntorc. Nu aș vrea averi sau bani, nu m-aș teme de dușmani, aș dori întâi de toate sănătate. Viață, vise și speranță, vreau să mă iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă? Mai rămâi, nu-ți cer mai mult nimic. Viață, fir de ață, vise și speranță, vreau să mă iubesc încă un pic. Anii se duc, cum în râu apele curg, și nu pot din urmă să-i ajung. Cu prietenii să stai și să crezi că ești în rai, de vii plânge sau petrece, viața trece. Viață, fir de ață, vise și speranță, vreau să mă iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă? Mai rămâi, nu-ți cer mai mult nimic. Viață, fir de ață, vise și speranță, vreau să mă iubesc încă un pic.
viață, vise și speranță. Vreau să mă iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă? Mai rămâi, nu-ți cer mai mult nimic. Viață, fir de ață, vise și speranță. Vreau să mă iubesc încă un pic. Tinerețe dragă, de ce fugi în grabă? Mai rămâi, nu-ți cer mai mult nimic. Mai rămâi, nu-ți cer mai mult nimic. El, român, locuiește de mai mulți ani în Franța, dar rămâne a se considera unul dintre cei mai neobișnuiți, mai spectaculoși și mai complexi regizori de teatru din România. Regizorul Silviu Purcărete împlinește astăzi 74 de ani. Un regizor talentat, cu stilistică scenică inedită, cu viziuni teatrale provocatoare, cu aprecieri internaționale meritorii. Critica l-a numit regizor poet al scenei. Actorii de diferit rang și din diferite teatre consideră un mare noroc să joace în spectacolele montate de el. Regizorul de teatru dramatic, de operă și de film, Silviu Purcărete. S-a născut la București. A făcut regie la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale din București. A colaborat cu teatrele din Piatra Neamț, Constanța, Teatrul Mic din București. A fost director la Teatrul Bulandra, dar numele său în mare parte este legat de colaborarea cu Teatrul Național din Craiova. Cu spectacolele montate pe scena acestui teatru, a fost invitat la mai multe festivaluri internaționale, din Tokyo, Edinburgh, Avignon, Melbourne, Montreal, Glasgow, Varna. Ulterior, Silviu Purcărete devine director al Centrului Dramatic din Limoges, Franța, iar din 2002 și-a creat propria companie teatrală. A urmat montări în Regatul Unit, la Budapesta și premii, inclusiv pentru cel mai bun spectacol la festivalul din Slovenia. Silviu Purcărete este cunoscut ca un subtil regizor de spectacole de operă, La Bohème de Puccini, Parsifal de Wagner, Castor și Poliu de Rameau și altele. Piesa Faust, în regia lui Silviu Purcărete, care a deschis Festivalul Internațional de la Edinburgh în 2009, a fost declarată sold out cu 2 săptămâni înainte de prima reprezentație. Iată câteva imagini din acest spectacol. E mai mult decât un spectacol. Regia Silviu Purcărete. În cinematografie, Silviu Purcărete a regizat și scris scenariul la pelicula Undeva în Palilula, cu titlul inițial Conversații cu Serafim. În film este vorba despre România anilor 60, unde tânărul doctor Serafim primește repartizare la un spital din Palilula, o localitate pierdută pe harta țării. Ca și actor, Silviu Purcărete a jucat în Faust, Drumul Clipei, 2010 și Insula, în 2012. Din 2003, regizorul este membru cu titlu personal al Uniunii Teatrelor din Europa. Silviu Purcărete are la activ numeroase premii prestigioase care i-au fost înmânate la București, Regatul Britanic, în Canada, Dublin, Polonia, iar printre spectacolele de referință ale regizorului omagiat Silviu Purcărete se numără Romeo și Julieta, Miles Gloriosus, Legendele Atrizilor, Piticul din Grădina de Vară, Uburex cu scene din Macbeth, Hecuba de Euripide, Decameronul 645, Titus Andronicus, Fedra, Danaidele, Orestia, Cum doriți sau Noapte de la Spartul Târgului, Măsură pentru Măsură, O Furtună, Așteptându-l pe Godot, Lulu, Faust, Metamorfoze, Dale Carnavalului, Călătoriile lui Gulliver. Între distincțiile înalte acordate regizorului este și Ordinul Steaua României în grad de comandor. Actualmente, Silviu Purcărete locuiește în Franța. E
Își trăiește viața în pași de dans și a reprezentat Republica Moldova la mai multe concursuri de dans sportiv din Europa. Vorbim despre Eugeniu Castraveț, un tânăr de 32 de ani, care pe lângă faptul că dansează de când se știe, îi învață și pe alții această frumoasă artă. Cea mai mare mândrie este performanța pe care a obținut-o la un concurs în China, spune dansatorul. Diana Botnaru știe mai multe despre povestea asta. Eu ca dansator, desigur că am călătorit în multe țări, fiind începând cu aceeași Germania, Italia, Franța, am fost, nimai vorbind în Ucraina și România, câte festivaluri și campionate am mai fost. În China, pot să mă laud că am fost și în China, am ajuns și în China să reprezint Republica Moldova, în Arabele Unite, în Qatar și Dubai. Eugeniu Castraveț și-a dedicat viața dansului încă de la 7 ani. Antrenamente zilnice, competiții frecvente, campionate naționale și internaționale, toate l-au adus în pragul unei cariere de succes. Povestește că mereu a trăit în mișcări de dans. Aș spune că cel mai important în domeniul ăsta, ca și în orice sport, cred că este răbdarea. Da? Pentru a obține un rezultat oarecare, este necesar răbdare, de multă muncă și răbdare. Aceea ce, cu părere de rău, nu mulți o au și nu mulți copii, cât și părinți. Nu mulți au răbdare să obțină un rezultat oarecare. Viața e puțin mai severă cu noi, trebuie să muncim foarte mult. Spune că dansatorii sunt cei mai fericiți oameni din lume, fiind cei care vorbesc fără cuvinte. Și totuși, fericirea lor presupune multă muncă, efort asidu, uneori dificultăți. Dansul nu e doar despre mișcări și tehnică, e despre emoții și mod de a trăi. Dansul sportiv are un loc destul de puternic, un loc destul de bun în dansul mondial. Adică la competițiile internaționale, dansatorii moldoveni de obicei au un rezultat bun, ocupă destul de locuri destul de bune, de frunte și un rezultat bun. La 20 de ani, fiind unul dintre cei mai buni dansatori din echipa în care performa, Eugeniu acceptă provocarea mentorului lui, cea de a începe să cultive arta dansului sportiv și în cei mici. Fiind unul din dansatorii din frunte din grupa în care eu făceam parte, profesoara la un moment dat mi-a luat ca ajutor de antrenor. Da, și respectiv domnul era antrenor în grupa dată și eu respectiv făceam încălzirea cu ei, puțin îi mai corectam ca un ajutor, eram ca un și respectiv după aia așa s-a pornit mai departe. După aia am văzut că mă isprăvesc destul de bine, mi-a dat o grupă, după asta ceva lecții particulare. Profesionistul spune că dansul sportiv nu vizează doar stăpânirea unor pași de dans, ci și formarea unei atitudini, cultivarea unor reguli de etichetă în societate și căpătarea unei eleganțe aparte. Dansul sportiv este, în primul rând, o disciplină și o educație a copilului, da? Adică nu este doar că copilul s-a dus și a petrecut timpul bine, nu. Aici copilul, desigur, că primește o educație, o disciplină sportivă, asta este foarte important. Dansul sportiv, care include de facto 10 tipuri de dans, dezvoltă capacitatea de comunicare și interacțiune între copii, încurajează expresivitatea și creativitatea, îmbunătățește semnificativ memoria și capacitatea de concentrare, dar și crește încrederea în sine. Îți place să dansezi? Da. De ce? Pentru că vreau să devin în viitor o vedetă. Uite, băieții fac fotbal de obicei, joacă basket și tu faci dans. De ce ai ales anume dansul? Căci sportivi, sunt foarte buni pentru sport și dansăm foarte bine. Eu dimineața că vrem foarte tare la dansuri. Și vii cu drag, nu? Da. Cel mai mult îmi place mie Jive. De ce? Că acolo sunt sărături. Te trezești dimineața cu gândul unde
unde ești, ce să faci când să pleci. Telefonul, cafeaua și vinul îți dau palme prea aspre și reci. Te ridici din cearșafuri cu taine, dar în cap se zbat doar chimii. Și promiți să fii altul la toamnă și caz iarăși în loc de copii. Răspunde când te sună mama, apasă pauza pe net. Ea știe cum se face seama, s-a scris doar ieri pe internet. Răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama. Când era o fărâmă de soare, îți cântam și prin somn melodii. Când părea că durerea n-o moare, căutai lacul în ochii mei vii. Acum parcă le știi chiar pe toate și nu ai un minut să mă asculți. Tu promiți să fii altul la toamnă, dar ca-s iarăși în lume de demult. Răspunde când te sună mama, apasă pauza pe net. Ea știe cum se face seama, s-a scris doar ieri pe internet. Răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama. Sună mama, apasă pauza pe net. Pentru că viața nu e simplă și poți greși indiferent. Răspunde când te sună mama, ea știe cel mai bun secret. Ea știe inima cum doare, fără wifi și internet. Răspunde când te sună mama. Traseul artistic al acestei interprete și paleta ei de creație, să știți că impresionează și sunt atât de variate aceste lucruri, atât de deosebite, atât de spectaculoase, încât nu pot provoca decât admirația. Vioară, conservator, Univox, turnee internaționale, Eurovision, Cerbul de Aur, Orchestra Simfonică, Angry Band, Tara Flăutăresc, Alex Calancea Band, concert francofon la Paris, albume colinde, caruselul erotic, Winter Jazz la Paris și Luxemburg, proiecte culturale în Germania, Suedia, Anglia, Urban Voices. O experiență demnă de câteva biografii. Dacă luăm în calcul că ea cântă de la 7 ani, putem spune că muzica a devenit de mult aerul pe care îl respiră, mediul în care trăiește și fără de care e ca și peștele fără de apă. Revenită de la Londra, unde continuă, sau dacă mai continuă să facă studii, nici nu mai știu ce face acolo, pentru că nu am legătură directă cu Londra, Geta Burlacu, interpreta care privește la viață cu ochi de jazz, jazzul cu ochi de folclor, artista care șterge hotarele dintre percepția genurilor muzicale, demonstrându-ne că genurile muzicale nu sunt niște haine care nu pot fi asortate. Geta, bine ai revenit la noi! Bine te-am găsit, Andrei! Eu cred că bucata asta am să o tai.
și am să pun undeva ca prezentarea mea. Mie foarte mult mi-a plăcut. Și... De ce nu-ți faci ca și marii cântăreți, dar tu ești o cântăreață vestită și mare și frumoasă? De ce nu-ți faci un video, o fel de video prezentare? Uite, cu tine am să fac. De vizită, da, da, cu tine am să fac lucrul ăsta, foarte mult mi-a plăcut, dar dacă n-am să fac cu tine, cu siguranță tot textul ăsta o să-l preiau, pentru că exact este ceea ce mă reprezintă. Dar să nu să spui, cum spunea bunul meu... Marele amic. Andrei Porubin. Marele? Eu știu că-s mare, XXL, dar nu despre asta e vorba. Și nici eu asta nu aveam în vedere. Ai o rochie foarte, foarte spectaculoasă. Tu, de fapt, ai niște ținute deosebite. Mulțumesc mult. Nu știu ce să-ți spun. Ai cumpărat-o la Londra. Asta că am cumpărat-o la Londra este ceva, da? Este o rochie pe care am cumpărat-o la Londra. Dar știi de ce am cumpărat-o? Ți-a plăcut. În primul rând, pentru că are atâtea... culori pe ea, care sunt culorile mele preferate, pentru că este așa mai originală în modul pe care o port, dar atunci când am citit pe etichetă, este o rochie de un brand destul de cunoscut, și când am citit pe etichetă că este o rochie made in Moldova, dar de un brand internațional pe care mi-am cumpărat-o la Londra, eu nu puteam să trec așa alături pe lângă ea și m-am uitat la cusăturile, cum este croită, cum este cusută, și mi-am dat seama că încă o dată, nu că nu aș ști și ouă mi-au dat, mi-am dat seama, încă o dată mi-am dat seama că fetele care fac această meserie la noi în țară sunt de un nivel înalt profesionist, pentru asta eu sunt tare mândră. Geta, întâlnirile cu tine întotdeauna sunt foarte spectaculoase, pentru că tu de fiecare dată vii încărcată cu emoții noi, cu gânduri noi. Ce faci la Londra? Da, este adevărat ceea ce spui tu. Eu când plec la Londra, întotdeauna plec cu niște planuri. Când mă întorc de la Londra, eu plec de la Londra, vin în Moldova cu un bagaj de emoții, cunoștințe pe care vreau să-l împărtășesc aici în țară. Și acum când m-am reîntors de la Londra, ceea ce vreau să prezint în scurt timp este un proiect care se numește Imprevizibil, Unpredictable, ceea ce înseamnă un concert, un concept, un concept, un concert absolut improvizat. Deci noi vom fi patru voci în scenă. Pentru acest concert nu sunt scrise note, deci nu există, ele nu există. Material după care să te orientezi, el nu există. Dar există înțelegerea, exact. Există înțelegerea noastră între artiști, există școala pe care o avem în spate, există vocile pe care le posedăm fiecare în octavele lor, registrul. În registrele lor, exact, da. Și există dorința de a crea aici și acum în scenă. Acest lucru l-am văzut la Londra, dar pentru prima dată asemenea lucru l-am văzut la Moscova, la concertul lui Bobby McFerrin. Atunci la Moscova el era singur în scenă, iar la Londra am văzut 10 vocaliști concomitent care au ieșit și cântau. Don't worry, cântau. No. Cântau fiecare ceea ce simțea la moment, ceea ce vroia să rezoneze împreună cu tot grupul. Mai mult decât atât, erau internațional. Deci erau artiști din Marea Britanie, din Israel, din Polonia, din Brazilia și rezidenți din Londra. Și mi-a părut acest lucru fantastic, spectaculos. Deci oamenii care vor să cânte împreună, nu este neapărat, este minunat dacă fac și acest lucru, pentru că despre proiectul care urmează după asta am să povestesc un pic mai târziu. Dar mă reîntorc la Unpredictable. Este minunat când oamenii se văd, se rezonează între ei și iese împreună în scenă și să facă ceva împreună. Imprevizibil aici și acum. Exact, este poate o oglindire despre lucrurile în viață care acum trec foarte repede, când poate nu avem timp să ne sunăm, să ne întâlnim, să ne vorbim mult timp. Da. Dar atunci când ne întâlnim, să ne privim, să ne dăruim emoții,
să rezonăm împreună. Și să trăim unul cu emoția altuia. Să rezonăm. Da. Da, exact acest lucru vreau să-l aduc în scenă pe 12 aprilie la Uptown. Vreau să vă invit la acest concert, să fiți împreună cu mine. Cine vor fi vocile? Viola Julia, pe care o cunosc super. Mai mult de 20 de ani. Așa. O fată minunată, cu da. O voce faină, cu studii faine, cu mulți elevi, cu multe proiecte în spate, cu multe studii în spate, cu Alexei Stefanco, colegul meu de muncă, un bariton frumos, uh-huh. un DJ, dar de această dată va fi fără scule de DJ. Va face exact același lucru, dar cu vocea. Beatbox, un fel de beatbox. Așa, un fel de beatbox, un fel de, da, și Anatol Vornicescu. Uh-huh. Pe el l-am cunoscut nu de mult, dintr-un alt proiect. De asta îmi cer scuze, încă nu s-a format legătură neuronală cu numele lui Anatol Vornicescu, dar deja cred că nu o să mai uit. Deci și Anatol Vornicescu, care are un diapazon dintre bas și tenor, deci cu o voce destul de extinsă și cu o manieră foarte faină de a cânta diferite stiluri de muzică, între muzică academică și jazz. Și cred că cel mai important lucru, pentru că nu fiecare muzician profesional s-ar aventura în asemenea proiect. Pentru că noi oamenii școliți, deși cu multă experiență în spate, care ar putea să-și permită mult mai multe lucruri decât își permit, dar totuși noi oamenii profesioniști școliți, cumva ne uităm un pic rezervat la unele escapade care sunt posibile. Și eu cred că cel mai important lucru care ne-a unit este acea rezonanță că dar hai să încercăm. Nimeni nu a mai încercat așa o nebunie exprompt, unpredictable, la noi în țară. Hai să încercăm ce va ieși. Deci, vreau să previn Doamne, publicul. Ai prins să avea un accent englezesc teribil în limba română. Stai. Deci, da. Sau va fi un concert, wow, sau poate să fie sfârșit de carieră Geta Burlacu. și Viola Julia. Dar totuși, înțelegând faptul că toți cei care sunt prinși în acest proiect sunt oameni cu studii în spate și cu urechi foarte bine dezvoltate, spiritual pregătiți. Adică așteptăm ceva... Da, ceva frumos. Inedit. Inedit și unpredictable. Ceea ce se va naște exact în momentul când intrăm în scenă. Și asta va avea o temă, pentru că nu poți să deschizi gura și să cânți din pod un motiv muzical care îți vine. Deci, stai, de ce crezi tu că nu? Se poate? Tu poți să încerci. Cred că nu acum, pentru că poate acum nu ești pregătit, dar dimineața, când abia te trezești, te uiți la soare. Știi că acum este foarte răspândită acea idee. Adică nu va fi o temă. Azi improvizăm, acum improvizăm la tema, nu știu, floarea albastră sau eu cred că dacă ne legăm de mai multe teme, putem să nimerim între cleșee. Așa. Da. Și eu cred că atunci când, dacă este vorba despre aici și acum, eu cred că ne va dicta tema oamenii care sunt în sală, ambianța care va fi acolo, ziua în care vom cânta de 12 aprilie. Eu sunt sigură că ea va apărea exact potrivită în ziua de concert. Eu vă sugerez să cumpărați niște premii și publicul din sală, la un moment dat, să dea denumire acestei creații care se va naște acolo. Mai mult decât atât. Eu îmi propun ca acest public care va veni la acest eveniment, pentru că nu pot să zic că este doar un concert, la acest eveniment, va fi și co-compozitor, co-participant la acest eveniment. Da, Andrei, da. Îmi pare rău că nu am auz muzical. Tu poți să ții ritmul. Exact. Sau să verifici, poate totuși l-ai, dar nu a fost descoperit. Eu cred că dacă tu ai ajuns să fii actor de așa o talie înaltă cum ești, eu cred că tot ce ține de artistism... Nu, eu când am zis că nu am auzit muzical, eu am așteptat să spun, nu e adevărat, am auzit cântând, cânt foarte bine. Asta am așteptat de Da? Ai clacat mai în scurt. Nu, eu n-am clacat, am vrut să-ți spun că nu cred că nu ai. Nu, dincolo de toate, chiar este o chestie curioasă și vreau să văd ce va ieși din asta. 12 aprilie. Da, 12 aprilie. Super.
trebuie să mergem neapărat să vedem. Ce faci la Londra acum, dragă? Acum la Londra, în sfârșit mi-am luat diploma, acum sunt integrată în mai multe proiecte și concerte. Psiholog? Acum și ca psiholog, asta fac paralel, da, asta fac paralel, în asta mă dezvolt, dar acum sunt paralel închegată în mai multe concerte, invitată în mai multe concerte și proiecte. Acolo? Acolo, da, din diaspora românească, dar când mă reîntorc în Chișinău, de fiecare dată, vreau să implementez ceea ce învăț acolo, ceea ce văd acolo, ceea ce fac acolo. Și ceea ce îmi propun acum să fac este combinarea dintre psihologie și muzică. Din lucrurile pe care știu eu să le fac deja cel mai bine din ceea ce pot și ceea ce îmi place foarte mult. Ți-a reușit ceva până acum în acest domeniu? Cum? Cânți? Nu, vreau să înțeleg ce ai în vedere. Eu cred că asta va fi un prilej pentru o nouă emisiune, pentru că dacă o să mai vorbim, exact, pentru că dacă o să începem deja să vorbim și despre asta, nu o să mai ajungem la alte proiecte despre care vreau să-ți povestesc azi. Hai, povestește. Și, de exemplu, aș vrea acum, când mă folosesc de moment, că sunt în televiziune, vreau să invit toată lumea pe 10 aprilie neapărat să vină la concertul de caritate pentru fata Getei Voinovan. Mie mi se pare un lucru foarte important deficită, pe care putem să facem toți împreună un lucru bun și un lucru important. Și atunci când mă gândesc la acest concert din 10 aprilie, mă gândesc la faptul că nu există copii străini, toți copiii sunt ai noștri. Și dacă putem să ajutăm, neapărat trebuie să facem. Azi mă sunau niște prietene care au venit din Londra în vacanță la Chișinău. Păi unde putem să mergem? Eu zic, uite, acolo, acolo, acolo trebuie să mergi neapărat. Și deci concertul Geta este un concert la care trebuie neapărat să am vorbit despre lumea. El a fost Geta aici în studio pe 10 aprilie la Palatul Republicii, un concert de caritate întru susținerea Georgetei Voinovan și a fiicei ei care are nevoie de un transplant renal. Cunoașteți toată povestea, vă așteptăm. Mai sunt bilete, mai sunt locuri în sală. Veniți că va fi foarte interesant. Tot aflu că vor participa noi și noi cântăreți. Am impresia că va fi interminabil concertul, pentru că uite, a venit Geta de la Londra, va participa. Mai de unul zi a venit Jeanette Erhan de la Londra și ea vrea să cânte, pentru că și ea s-a lansat în muzică cu creațiile Georgetei Voinovan. Tu da, mi-aduc aminte. Am și eu o piesă din creația Getei Voinovan, care se numește Cerul Violet. Violet, cerul e violet, inima mea de astăzi are cod secret. Apropo, cred că trebuie să mai plasez din nou, pentru că au trecut ceva ani de atunci de când am lansat această piesă cu Geta Voinovan, Georgeta Voinovan. Georgeta Voinovan. Sunt niște proiecte la care eu țin și care vreau să le dezvolt și unul din ele se numește Vocile Prutului. Este un proiect care include în sine piese populare românești ale românilor din estul și vestul Prutului și din repertoriul marilor marii, cum ar fi Maria Tănase și Maria Drăgan. Este un proiect pentru 10 voci de bărbați și voce feminină. În acest proiect participă mai mulți compozitori, aranjori, pentru că sunt teme populare, dar totuși sunt puse sau îmbrăcate într-o haină nouă. Este un proiect pe care l-a pornit colega mea de Univox, Ilona Stepan. Și acum suntem în plină desfășurare de repetiții. Cred că cei care ne urmăresc au văzut deja că a început perioada studioului Ion Cațăr, salutări mari. Un proiect interesant. Nu pot să spun că este un proiect jet-be-jet comercial, pentru că este un piculeț mai complicat decât ceea ce prinde, decât ceea ce este comestibil pentru un public de public obișnuit, obișnuit, dar pentru noi profesioniști este un lucru interesant, pe care este un lucru ca și un challenge, un lucru
chiar interesant din punct de vedere și profesionist și artistic. Cine sunt din, incluși în acest proiect din compozitori? Igor Iachimciuc, cel care astăzi, acum este situat în America, dar noi toți ne visăm că într-o bună zi el o să se reîntoarcă în Moldova. Și Snejana Puslar, cea care este pedagog la conservator, la colegiul, și este și ea compozitoare. 10 voci de bărbați cu diapazon diferit, toți diferiți, cu gusturi diferite în muzică, dar care rezonează într-un glas, într-un proiect. Și sper cât mai repede să avem deja înregistrările făcute, apoi să pornim spre un produs video și toată lumea să-l asculte. Geta, când te odihnești? Când ai timp pentru, am timp, pentru tine personal? Eu cred că pentru... cei care mă cunosc îmi își dau seama că eu nu mai muncesc chiar așa de mult să cad în bot, vorba moldovanului. Nu e vorba de căzut în bot, e vorba că ești în permanență... Nu, eu cred acolo, că toată lumea reușește exact atât cât poate. Nu te stresează acest ritm? Acum nu. Înainte, ceva ani în urmă, foarte mult m-a stresat. Eu cred că poate asta e și un motiv pentru care am plecat în psihologie. Călit. Nu așa. Cred în lucrurile care ne călesc, cred în lucrurile care ne dau peste nas că trebuie să facem ceva cu noi și cu viața noastră. Da, a fost foarte stresant, dar acum nu iau pe umerii mei mai mult decât pot duce. Și asta le explic și celor din jur. Asta fac. Asta nu pot să fac, nu promit, pentru că parcă sunt sigură că nu o să-mi ajungă energie și putere. Deci acum cumva eu fac lucrurile doar pentru care îmi ajunge energie, putere și dorință și sigur că motivație. Atât. Aceste, sau activitatea în aceste proiecte, îți mai rezervă timp pentru creație, pentru repertoriu sau nu te gândești la repertoriu? Acum eu nu prea mă gândesc la repertoriu pentru că dacă aș sta să mă gândesc foarte mult la repertoriu, repertoriu pentru ce? Pentru evenimente de care fiel? Sau ca să-i plac cui? Sau ca să cânt unde? Adică tu mergi de la proiectul pe care îl ai. Eu merg de la intenția mea interioară și cred că despre asta este piesa pe care am lansat-o acum, recent, da? Care a fost scrisă de copiii mei și eu cu asta mă mândresc foarte tare. Deci Elvira a scris muzica, partea pianului, partea viorilor, Sebe a fost la producție. Eu am scris linia melodică și textul. Este cumva ceea ce mă reprezintă acum, cea mai frumoasă zi. Este despre ideea că da, cea mai frumoasă zi e azi. Și eu cumva acum trăiesc cu ceea ce vine din interiorul meu. Cred că am avut destul... Motiv biblic. Cred că am avut destul timp ca să văd ce se petrece în jurul meu, pe exterior. Cred că am avut destul timp ca să acumulez din exterior. Apoi am avut o perioadă de timp când am avut nevoie să scot afară de ceea ce era deprisos. Plus, exact. Balastul. Și acum pot merge din ceea ce am în interior. Iar acum, pe interiorul meu, se naște muzica exact așa cum este piesa Cea mai frumoasă zi azi. Nu mai vreau să cânt despre... O, tu nu mai iubești, o, tu m-ai părăsit, o, câte nopți am plâns. Nu mai crezi în dragoste? Eu cred în dragoste, dar nu mai cred în dragostea... Pusă pe poliță. Nu. Nu mai cred în dragostea depresivă, nu mai cred în dragostea de codependență, nu mai cred în dragostea toxică, nu mai cred în dragostea bazată pe traume. Eu cred în, da, în stări depresive, eu cred în traume, eu cred în codependențe. Și atunci dacă noi ne lămurim cu toate lucrurile astea, începem să ascultăm și un alt fel de muzică. Și acum eu sunt în momentul când vreau să, așa îmi vine, să scriu despre ideea că cea mai frumoasă zi e azi.
E încântător să auzi că copiii tăi sunt alături de tine, că te ajută la creație. Da, este încântător. Se pare o realizare mare a ta. În sufletul meu, da, eu asta simt. Dar și mai mare realizare a fost a mea, înăuntru meu ca de mamă, a fost atunci când ei mi-au, îi sun și întreb ce faceți. Da, stăm și compunem ceva împreună. Deci, ei sunt la Londra. Acum, da, sunt la Londra, ambii lucrează, ambii învață, ambii creează și asta pentru mine este cumva un balzam pentru sufletul meu de mamă, că pe lângă faptul că ei sunt doi prieteni, ei se înțeleg foarte buni, ei stau și compun împreună, ei stau și încearcă să colaboreze ca doi colegi de muzică și mie asta îmi place. Iarăși, pentru mine nu este atât de important ce creează ei. Corect. Deci nu sunt copiii pe care, și niciodată nu am vrut asta, pe care să-i scot în față. Ei sunt niște copii care sunt ai mei și pe care eu vreau să-i văd fericiți. Și atunci când ei ceva creează, eu îmi dau seama că ei fac ceva corect, pentru că ei creează. Și atunci când eu... Dar asta fac mulți părinți de la noi, care își etalează copiii, îi bagă prin programe. Dar eu nu știu ce să-ți spun. Tu știi, eu nu știu ce să-ți spun, pentru că acest lucru se întâmplă nu atât de mult timp. Noi nu atât de mult timp avem oportunitatea să folosim aceste posibilități, da? Noi deocamdată nu prea vedem acești copii crescuți mari, trecuți, hai să spunem, de 45 de ani, ca să înțelegem ce a fost foarte bine și ce nu a mers categoric în asemenea lucru, da? Ceea ce se întâmplă acum va fi cândva un reper de cercetare pentru psihologii care vor cerceta aceste lucruri peste 20 de ani. Și eu cumva sunt de părerea că dacă părintele nu-și suplinește în copil traumele sale narcisice, dar asta trebuie să fii tare sincer tu cu tine, și vede într-adevăr că acest copil este talentat și vrea să-i dea forță, vrea să-l încurajeze, vrea să-l ajute, pentru că dacă nu părintele face asta, cine va face? Atunci asta este minunat. Așa apar cei de care noi suntem fascinați. Doamne, uite ce copil, uite... Copiii noștri nu trebuie ajutați, nu trebuie încurcați. Da, dar asta eu cred că despre asta tot putem face o emisiune absolut. Mai ales acum că ai și studii psihologice. Absolut aparte. Dar atunci când părintele își suplinește trauma sa narcisică, ei, dacă eu n-am putut, măcar lui să-i dau. Dar poate copilul n-are nevoie. El nu vrea. Sau el este venit în această lume pentru altceva, el are un alt scop, o altă dorință, un alt talent pe care părintele uneori nu vrea să-l vadă, pentru că trăiește într-o... În lumea lui. Exact. În lumea lui egocentrică. Exact, în visele lui pe care încearcă să le împlinească prin copil. Dar iarăși, nu există bine și rău. Există relativitate și atât timp cât asta este constructiv pentru părinte, pentru copil, pentru familie, pentru societate, asta este super fain. Dar vreau să te rog în finalul acestei discuții să cânti totuși Cea mai frumoasă zi azi, pentru că și eu am înțeles că asta e altceva decât ai cântat până acum. Deci nu îmi propun ca această piesă să sune în sălile de concert. Deci nu va fi. Exact. Dar îmi propun, și deja este așa, ca această piesă să fie îndeșteptător. Ca atunci când se sune deșteptătorul să nu te streseze atunci când te sună și să spune, oh my God, iarăși a venit ziua asta de luni, trebuie să mă duc, nu mai stau 10 minute. Nu. Dar e o piesă care să te trezească pozitiv și să-ți dea de înțeles că totul ce se întâmplă cu tine azi depinde de Dumnezeu, depinde de tine foarte mult și va fi o zi foarte frumoasă, pentru că tu asta îți dorești și tu asta meriți. Doamne, mesaj biblic prea. Mi-mi pare că toate lucrurile simple sunt cumva de acolo de sus, de acolo de sus, ele și, ele de sus sunt, și ele sunt în afară de faptul că da, ele sunt de sus, dar eu cred că ele nu sunt de azi, nu sunt de 100 de ani, ele nu sunt nici de 2000 de ani. Cred că mai mult de 5-6-7 maximum. Geta Burlacu, cea care a venit de la Londra, a tras o fugă până la Chișinău cu niște proiecte.
ca să fugă înapoi la Londra în scurt timp la alte proiecte, dar pe care o să o vedeți aici și la proiectul ăsta fantastic cu vocile care improvizează o compoziție muzicală, o creație muzicală, pe 12 aprilie și la concertul de caritate al GTI Voinovan. Iar astăzi cu această lucrare, zic mai puțin obișnuită pentru Geta și pentru noi, dar foarte curioasă, creată împreună cu copiii ei. Da, cu Sebastian și cu Elvira Burlacu. Salutări prin intermediul nostru și lor. Hai să ascultăm cea mai frumoasă zi. Azi, Geta, succes! Mulțumesc! Bătaia inimii și toate prin contur în jur începe o nouă zi. Fără grabă, cu picioarele goale pășesc pe covor, în oglindă cu drag mă priv. Baștina ei este satul Șerpeni, Anini Noi. A făcut colegiul muzical de la Tiraspol, conservatorul din Chișinău, este interpretă de muzică ușoară, clasică, autoare de muzică, texte. Timp de 22 de ani este solista Orchestrei Prezidențiale a Republicii Moldova. Iată de ce tematica patriotică, militară, îi este la fel de aproape ca și celelalte teme de interes general. Astăzi o cunoaștem pe maestrul în artă Elena Manciu, mama cunoscuților artiști Alexandru și Ionel Manciu. Și
Cred că nu există lucruri specifice unui interpret care să nu vorbească și despre invitata mea. Studii muzicale, încercări, proiecte de creație, cântece, albume, concerte, festivaluri, premii, distincții, distincții militare, decepții, căutări, zboruri de creație, prezent, viitor. În prezent, acum, bună oară, invitata mea, interpreta Elena Manciu, lucrează la o carte ce va conține peste 60 de creații muzicale din repertoriul propriu, dar și piese pe care ea le-a scris pentru alți interpreți de la noi. Elena Manciu este invitata noastră astăzi. După ce ai cântat, dă-ne o probă de voce aici la microfon. Bună ziua! Vă salut mai întâi de toate și vreau să vă zic că am o deosebită plăcere să mă aflu astăzi aici în acest studio foarte, foarte frumos. Apropo, sunt pentru prima dată la această frumoasă televiziune, o admir și o privesc cu mare drag și iată, acum am și eu posibilitatea să fiu aici lângă dumneavoastră, domnul Andrei. Da, Elena, eu mă bucur foarte mult. De mult trebuia să se întâmple lucrul ăsta. Bine că întotdeauna lucrurile se întâmplă probabil că atunci când trebuie să se întâmple. Da. Eu acum mă uit la dumneata și mă gândesc că trebuie să fii foarte fericită că feciorii tăi au expresia ochilor mamei. Da, serios? Cred că da. Și expresia feței și această deschidere... Eu... Deci anunțasem mai devreme, de fapt despre copii o să vorbim un pic mai târziu, hai să vedem ce mai face Elena Manciu. Voi cei din orchestra prezidențială sunteți așa mai feriți de atenție? Într-un fel cam așa. La moment chiar mă bucur să anunț că împreună cu conducerea orchestrei prezidențiale ne-am propus un concert în data de 23 aprilie. Uh-huh. Deci va fi un concert cu genericul Devotamentul ostașilor față de patrie, dragoste de părinți, dragoste de feciori, de casă părintească. Și în acest concert mă bucură faptul că toate piesele vor fi din repertoriul meu, interpretate de mine și de alți interpreți. Pentru cine ai mai scris cântece? Mai mulți interpreți tineri, ca Adriana Spunei, Victoria Caras. Deci, cine mai sunt acolo? Mai sunt câțiva. Dar, în rest, toate piesele le interpretez eu, fiindcă cam greu mă despart de ele. Eu știu... Îmi spune cineva dintre interpreții de operă că este dificil să cânți cu o orchestră, acompaniat de o orchestră simfonică. Eu îmi dau seama că este dificil să cânți cu o orchestră prezidențială, în care sunt mai multe instrumente aerofone, în care sunetul este altul, în care stilistica muzicală este alta. Vreau să zic că este deja o obișnuință, o experiență. E 22 de ani, da, cred și eu. Și nu aș zice că este atât de greu, și mai ales că se exersează repetiții, tot este la nivel. Deci nu am nici, nu știu, totul merge bine. Nu te-ai plictisit în orchestra prezidențială? Sau ești desigur, înconjurată de atenție atâtor bărbați că nu ai când să... Desigur că nu m-am plictisit, desigur mi-aș dori să mai cânt și în alte orchestre. Așa. Dar eu cred că urmează totul înainte. Asta e. Ai o factură de voce, de bel canto, de canto academic. Da, 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 da. Și de ce e probabil că e mai dificil să-ți găsești loc și în alte orchestre? Probabil, dar sunt prinsă în orchestra noastră și eu m-am gândit, chiar îmi doresc, mi-aș dori foarte mult, chiar m-am gândit să vorbesc cu cineva să-mi scrie o muzică așa în stil clasic. Uh-huh. Și mi-aș dori foarte mult să o interpretez cu orchestra domnului Mustea la radio-televiziune. Dar eu sper că tot ce dorești se îndeplinește. Trebuie dacă să dorești foarte, 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 foarte mult. Corect, corect. Dar aș vrea anume cineva să-mi scrie piesa, nu eu. Uh-huh. Cântecul patriotic are astăzi valoare, are astăzi preț, are astăzi
ponderea pe care o avea pe timpuri, pentru că pe timpuri era multă muzică patriotică și ea se cânta la evenimente, era obligatorii în concertele festive. Astăzi, nu știu cum, cântecul patriotic a devenit așa un fel de... Nu știu, artiștii au jenă parcă să-l cânte, parcă s-ar teme că nu vor fi sinceri. Adevărat, nu prea se cântă, cu părere de rău, dar eu cânt și cânt mult și bine și îmi pare foarte rău când merg undeva la posturi de radio, televiziune și îmi zic că acestea nu sunt piese comerciale. Nu e formatul nostru. Da, și nu. Dar mă rog, eu mă bucur că pot cu orchestra noastră să le interpretez. Sunt pe YouTube, pe toate rețelele de socializare și vreau să vă zic că lumea le ascultă. Acum e mai simplu, acum ai deschis. Da. Sunt atâtea posibilități. Orice, inclusiv piesele orchestrei prezidențiale interpretate de dumneata. Când mergeți, deseori mergeți, de fapt, cu concertele prin Republică? Acum nu prea, mai puțin. Nu știu din ce cauză. De ce? Nu aveți timp? Nu aveți... Cum să zic? Poate este și timp, dar problemele astea organizatorice, cred eu, e mai, mai greu. De organizat. Îți aminte că înainte erau orchestra prezidențială, făcea turnee. Este tot, da. În țară, ocazii speciale sau fără ocazii speciale. Cu diferite ocazii, mergea mai des. Acum mai puțin. Dar oricum, noi găsim unde să cântăm. Unde? Iată unde cântă astăzi orchestra prezidențială. Cineva vrea să o asculte. Unde o poate asculta? De exemplu, acum doar în sala de festivități a orchestrei prezidențiale, unde va avea loc concertul. Și sala de festivități a orchestrei prezidențiale se află în regiment, da. Ei, și ca să vii acolo ca... trebuie să ai permis special și voie specială. Și voi evoluați. Voi sunteți mai artiștii mult care acum mai mult pentru Armata Națională. Pentru Armata Națională. Da. Acum da. Mai vrem să mai ieșim și în afară, dar acum s-au schimbat timpurile și fiecare cu muzica lui, fiecare cu concertul lui, știți cum este. Și nu are nimeni nevoie de muzica noastră, așa mă gândesc eu, fiindcă chiar și concertul care va fi acum, nu știu, zic că se transmite tot ce dorești la televizor, dar dacă este vorba de un concert de orchestră prezidențială și de muzică patriotică, nu știu dacă vor vedea cineva. Eu o să încerc să transmit unor televiziuni dacă vor dori să vină să facă un reportaj. Da, concertul este prilejuit de ce? Sau nu este un motiv? Nu, este un concert doar pentru ostașii în termen din regiment și batalionul 22, deci pentru ostașii din Armata Națională. Dar poate ostașii mai vor să privească și altceva? Păi vreau să zic că ce jumătate de concert va fi cu orchestra prezidențială, cealaltă va fi cu mulți invitați care vor cânta muzică ușoară. Și eu cred că nu se vor plictisi. Ei, nu, dar, eu nu zic că se plictisesc, pur și simplu. Dar mai aveți avea și orchestra de muzică populară. Acum nu va evolua, este orchestra de muzică populară, acum în acest concert nu va evolua orchestra. Doi în armate, îmi pare. Doi în armate, da. Dar vor fi invitați poeți, scriitori și eu cred că va fi foarte interesant. Ei vor lua și cuvântul. Vor vorbi ostașilor ce au de spus și sper eu să fie așa un concert frumos. Leuza, dacă ești membra acestui colectiv de 22 de ani, cu siguranță ai și grad militar. Nu am. Nu ai? Nu am, fiindcă eu nu sunt militar, sunt funcționar în orchestră. Am înțeles. Da. Dar are cineva grad militar? Din să provocă în paricare. Nu mai are. Nu. Deja nu. Deci... Așa a fost să fie, căci nu m-am angajat ca militar. Și îmi pare rău, fiindcă trebuia să fiu la pensie, cred eu. Da, de cum era și pensia de experiență, da. Dar eu nu mă grăbesc să merg la pensie. Dar ce fel de cânte ce scrii, dacă tematica patriotică este una predominantă în repertoriul orchestrei? Ce fel de cânte? Despre patrie, despre ostași,
despre dorul de casă. Așa. Deci diferite, dar vreau să zic că și versurile, majoritatea pieselor patriotice nu mi-aparțin. Doar câteva din ele. La ele am colaborat cu doamna Galina Furdui. Așa. Cu ea am și lansat albumul Țara mea de muzică militar patriotică. Mai colaborez cu doamna Claudia Partole. Ea scrie foarte bine și vreau să o mulțumesc pe această cale, fiindcă anume ea m-a încurajat să-mi scriu piesele cu textul meu. Eu nu știu cum mă îngrijoram așa, eu scriam deja versuri, dar nu mă încumetam să-mi lansez cu muzica mea. Da, așa mă gândeam eu. Necătând la ceea că eu din mică scriu versuri. Mai întâi am început să scriu versuri și apoi muzică. Dar doamna Claudia Partole, când mi-a citit versurile, a zis că păi, sunt foarte bune, nici nu te gândi. Ieși, scrie și merge așa înainte. Și iată, deja de o bucată de timp, eu îmi scriu și muzica și versurile. Desigur, ea mi le sfințește, ea le controlează, le aprobă. Profesionist, da, ager. Nu pot să ies fără ca ea să nu-mi citească versurile. Eu zic că este sora mea cea mai mare și se pare foarte corect să te îngrijești de cuvântul pe care îl rostești și care îl cânți. Desigur. Și pe care îl cânți, pentru că cei care te ascultă iau lucrurile astea drept o normă. Desigur. Așa precum lumea asculta radioul și vorbea exact ca la radio. Pentru că la radio se vorbea întotdeauna o limbă corectă. Așa și în muzică. Un cântec care rămâne să dăie noi peste ani trebuie să inspire și lumea trebuie să știe a vorbi corect și să nu zic, băi, ce cântă asta în traiuri așa, greșeli stilistice și așa mai departe. Eu știu că între cântecele patriotice ai și cântece de dor, de dragoste, de mamă inclusiv. Da, că ai un cântec, da. Mulți ani iubită mamă. Da. Acest cântec mi-a fost foarte greu să-l scriu. De ce? Fiindcă mama mea nu mai este în viață. Așa. Dar eu îmi doream să scriu, fiindcă și versurile îmi aparțin, dar eu doream să scriu o piesă despre mamă atunci când este mama în viață. Cum își așteaptă copiii să vină la ziua ei de naștere. Căci majoritatea copiilor acum sunt plecați peste hotare, cum și ai mei sunt plecați. Și eu foarte greu am intrat în aceste versuri. Dar până la urmă mi-a reușit și mă bucur nespus de mult, fiindcă am văzut reacția publicului, am văzut aprecierile tuturor. Publicul zice ostașii care te ascultă. Nu, ostașii până când nu au auzit acest cântec. E un cântec nou lansat acum câteva săptămâni în urmă. Așa. El era preconizat pentru ziua de 8 martie, dar așa a fost, fie am avut o intervenție chirurgicală și n-am putut să-l lansez, dar l-am lansat câteva săptămâni în urmă și deja multă lume... Eu dau seama că el ar putea să prindă și la inimile ostașilor să ajungă. Numai decât, fiindcă fiecare copil are mamă. Da. Și le este și lor dor de mama lor. Neapărat. Hai să le potolim setea acestui dor, acest dor și setea de casă, de mame. Zâmbetul mamei cu acest cântec. Pentru toată lumea care are dor de mamă și care visează să o vadă cât mai repede și care o iubește pe mama. Elena Manciu cu Mulți ani, iubită mamă. Ta naframă, cuprins în val de dor, mă aștepți, iubită mamă. Simt privirea caldă, în suflet lin coboară. Văd pe chipul gingaș, lumina se strecoară. Strunele viorii cântă și vibrează. Pentru tine, mamă, dragostea păstrează. Ești a mea icoană sfântă, iubitoare. Luminezi
al vieții drum scăldat în soare. Strunele viorii cântă și vibrează, melodia tinereții intonează. Azi în ochii tăi e dor și nostalgie, lacrimi pe obraz, dar sunt de fericire. Vieții, faci chipul să zâmbească, găsești la tot să-mparți blândețea ta cerească. Aduni cu grijă anii într-un buchet de dor, să-l dăruiești, măicuță, la fiice și fecior. Strunele viorii cântă și vibrează, pentru tine, mamă dragostea păstrează. Ești a mea icoană sfântă iubitoare, luminezi al vieții drum scăldat în soare. Strunele viorii cântă și vibrează, melodia tinereții intonează. Azi în ochii tăi e dor și nostalgie, lacrimi pe obraz, dar sunt de fericire. Dulcea mea iubire, brațele de flori le adun cu bucurie. La mulți ani, măicuță, dulcea mea iubire. O dedicație tuturor mamelor, cu o urare pentru toate mamele să ne trăiască. Iată Elena Manciu, solista orchestrei prezidențiale astăzi aici la Vocea Basarabiei. Am vorbit mai devreme despre copii. Am zis și în prezentare că cred că Elena Manciu este o mamă fericită. Foarte fericită. Vă sunteți toți muzicieni în familie. Soțul și dumneata și copii, nu știu, nororile, nora ce face, Ionel nu e însurat încă. Ionel este însurat. Surat. Da, și nora este tot muzician. Da. Și este japoneză. Ionel Manciu, de câțiva ani, bun, este concertmaestrul orchestrei simfonice la opera filarmonicii din Amsterdam, Olanda. Din Austria. Olanda. Din Olanda. Iată o funcție foarte importantă, știu că am citit și m-am bucurat foarte mult pentru el. Reușește să facă și altceva decât... Doar muzică, dar reușește să meargă, să facă naveda Olanda, Marea Britanie, fiindcă el mai stă încă în Londra. Așa. Da, și are acolo un trio cu care are foarte mari succese și a câștigat multe premii și sunt cei mai buni și
solicitați artiști mari de valoare acolo și deja au prins un loc bun aparte la Radio BBC și deseori sunt invitați cu diferite concerte, proiecte. Ei deja le-au scris și un disc și deci mă bucur acest fapt că și ei se lansează foarte bine în Marea Britanie, iar Ionel se mai lansează singur și în Olanda, în Amsterdam, nu numai în orchestra care activează, dar este invitat și în alte orchestre care sunt considerate unele din cele mai mari și mai bune orchestre din lume. Deja și cu Opera Națională, a cântat cu Orchestra Operii Naționale de acolo, din Amsterdam. Și ce să zic, ca mamă sunt bucuroasă, împlinită. Eu zic că copiii mei sunt bogăția mea și cea mai mare realizare din viața noastră. Eu te cred pe cuvânt și eu chiar împărtășesc această bucurie, mă bucur pentru tine. Am vorbit despre Ionel, îi așteptăm și pe Ionel și pe Alexandru când vin la Chișinău să treacă și pe la noi. Dar Alexandru a plecat de asemenea în Marea Britanie, familia cu gemenii. Da, și încă un băiețel, deci trei copii. Și cu soție, celălalt, da. Dar el s-a născut deja acolo. Dacă nu mă înșel. Nu, aici? Nu, aici s-a născut. Ei au plecat, Alexandru, 5 ani. Soția a plecat cu un an mai târziu cu copiii. Uh-huh. Dar vreau să mă bucur iarăși, mai repet, că mă bucur. Bucuria mea este foarte mare. El în anul 2023 a absolvit încă o facultate acolo în Londra. Music production sound design media și se ocupă. Am înțeles că e o facultate foarte prestigioasă. Foarte prestigioasă, deci el acum scrie muzică pentru filme, are și Ștefan un contract. Ștefan Rușcovan a făcut această facultate, dacă nu știu. Da. Nu sunt la curent, poate, nu știu. Și deci el iubește foarte mult. Scrie muzică. Eu mă minunez ce face el acolo. Deci să dea un desen animat mut și să scrie acolo tot. Deci el este om orchestră. Cântă și la toate instrumentele. Eu cred că celora care au încheiat cu el contract sunt foarte bucuroși, fiindcă el cântă și cu instrumentul și cu vocea și compune și deci se pricepe foarte bine. Este un om foarte prețios pentru ei. Cred că da, și are deja contracte iarăși semnate cu Japonia. Acum în toamnă o să iasă ceea ce a scris el deja pentru ei. Și în rest mai face și ore particulare de vocal, vioară și pian. Băi, ce activitate fructuoasă au feciorii tăi acolo. Acolo nu se poate altfel. Nu știu, ei sunt puși în priză. Eu când mă duc acolo zic, Doamne, cum voi... Îi vizitezi des? Nu atât de des, dar oricum o dată, două ori în an. Acum mă pregătesc să merg la ei după concert. Atunci când era la Chișinău, era mai lesne să-l vedem și pe la spectacole, la concert era invitat Alexandru în special. Dar uite, după ce a plecat, nu l-am văzut de mult și chiar eram interesat să știu ce face. Face bine, nu știu aici dacă mai reușește. El vine foarte puțin timp, așa se află în Moldova când vine și nu știu. Aici nu ar fi reușit aceste succese? Eu cred că da. Le-ar fi reușit, poate și mai mult. Dar nu le-i dor de casă, nu vor să revină? Desigur că le este dor, dar nu vor să revină înapoi. Nu vor. Nu. Le este bine acolo. Cu binele te obișnuiești foarte mult, foarte repede, chiar dacă acest bine nu se dă pe gratis, nu se dă pe degeaba. Da. Ionel, în schimb, zice că eu chiar la bătrâneț, dar am să revin în Moldova, și anume la Ciprian Porumbescu, să predau vioara copiilor. Ce frumos! Nu știu, bravo, Ionel! Așa. Bravo! Vino! Doamna Buinovski o să te odihnească, iar tu vei fi profesor de vioară. Da, da, doamna da. Buinovski a fost Da. Celebra profesoară. Celebra. Buinovski. Toți trei băieți au studiat la ea și, nu știu, nu este ca o mamă a copiilor mei, a doua mamă. Noi, nu știu, eu nu am cuvinte, nu mi-ajung cuvinte să-i mulțumesc pentru toată dragostea, pentru toată bunătatea, pentru tot ce a făcut ea pentru copiii noștri. Elena, îți mulțumim foarte mult că ai trecut pe la noi astăzi și ai venit și cu desaga plină. Vreau în final să urmărim un videoclip
cu un cântec care se numește Sugestiv Fiii Mei, în care o să vedeți și fragmente video din albumul de familie sau din arhiva familiei Manciu. Înainte de să dăm start acestui videoclip, te rog să-mi spui, eu țin minte, odată v-am văzut pe toți patru cântând împreună la o petrecere organizată și era și Ionel, era și Alexandru, era și Tăticu la clapă, era și mămica și la trompetă. Nu-ți mai este dor de asemenea evoluări? Îmi este dor. Mai ales când am venit în Chișinău, noi am înființat o formație de familie, Ilas, da, Ionel, Lena, Alexandru și Sergiu. Ilas, da. Da, inițialele, cu primele litere ale inițialele numelor. Da. Și noi mergeam cu această formație peste tot, în licee, pe unde ne invita atunci, mai mergea emisiunea asta, trei iezi, doi, nu mai ține, da, în fine, da. Și am avut în cadrul acestui eveniment și un spectacol al familiei noastre, ne bucuram foarte mult. Și iată, așa ceva mi-aș dori acum. Și eu mereu le zic, nu știu, zic, cel mai mult îmi doresc să fiți voi mici, așa cum erați, cândva lângă mine. Și ei zic, dar de ce, mă mică? De atâta, fiindcă vreau să stați lângă mine. Așa de bine erau momentele cele, așa de bine era atunci, nu știu. Și ei așa de drăguți și așa de, nu știu, erau tot timpul lângă mine și mă cuprindeau și era așa, nu știu... Foarte, foarte... Ei, copiii sunt nostalgie, păsărilor, nostalgie, le cresc repede și trebuie să zboare, pentru că dacă nu zboară... Asta e. E rău. Noi le-am dat drumul. Știi cum, ei filozofia au zburat... păsării. Pasărea își împinge puii din cuib atunci când vede că le-a crescut aripile ca să-i învețe să zboare și să-și caute de viața lor. Da, eu sunt mândră de ce acum au crescut feciorii noștri. Cum și-au luat vânt din cuibul părintesc și eu cred că lumea care îi ascultă și îi privesc ceea ce fac ei, îi admiră, da. Categoric, atunci când sughiți, să te gândești că poate cineva se gândește că, uite, măi, ce părinți de treabă are Ionel și Alexandru Manciu să aibă copiii tăi aripi puternice pentru un moment, dacă mai avem timp, da. Chiar vreau să menționez, Ionel a avut un concert foarte mare acolo în Londra, o sală de 3.000 de spectatori unde el a cântat concertul lui Șostakovici și profesorul lui, dar are un profesor care așa de mult ține la el, ne-a cumpărat bilete să mergem noi să privim acest concert și noi nu mai țin minte din ce cauză ceva s-a întâmplat că nu am mers și el atunci ne-a scris o scrisoare. Că când am primit-o, am plâns, așa cuvinte a scris el despre Ionel și despre mulțumire ce feciori am crescut noi. Ei, ce poate fi mai prețios pentru un părinte decât să citească asemenea rânduri și decât să audă că cineva vorbește bine despre copiii lui? Asta vă dorim tuturor celor care ați vizionat și inclusiv acest dialog. Lim, să-ți mulțumim foarte mult! Sănătate, pace și succes copiilor și dumitale personal. Și soțului. La fel și dumneavoastră. Mulțumim mult. Urmărim videoclipul Copiii Mei cu familia Manciu. Ce vară, toamna vine, sufletul mi-e plin de dor. Primăvara când revine, simt al inimii fior. Cum cresc pomii în grădină, au crescut și fiii mei. Dragii mei de fericire, îmi împart inima întreg. Să ne bucurăm pentru ce avem, să o trăim, dorul să împărțim pentru.
când erați copii de mult. Azi o șoaptă, dragă mamă, de departe o ascult. Vă aștept, intrați pe poartă, voi și scumpii nepoței. Eu vă dau dragostea toată, iar comoară anii mei. Să ne bucurăm pentru ce avem, clipa s-o trăim, dorul să împărțim. Pentru fiii mei vieții mulțumesc, ce-aș putea mai mult, oare să-mi doresc, ce-aș putea mai mult, Doamne. Râsul este nu doar o armă împotriva plictisului, tristeței și așa mai departe, este un medicament. El stimulează sistemul imunitar, scade stresul, creează anticorpii care luptă cu infecțiile, îmbunătățind astfel rezistența la boli. Dar nu despre efectele râsului vorbim azi, ci despre ceea ce ne poate inhiba buna dispoziție. Formulează tema medicul Luminița Suveică. Vorbim despre grăsimi, deoarece sunt multe dezbateri în ultima perioadă la această temă. Grăsimile sunt esențiale pentru sănătatea noastră, deoarece joacă un rol important în funcționarea normală a corpului. Grăsimile sunt o sursă importantă de energie pentru corpul nostru, oferind de două ori mai multă energie decât carbohidrații sau proteinele. Grăsimile ajută la absorpția vitaminelor liposolubile A, D, E, K, îndeplinesc funcții structurale în celule și protejează organele interne. Grăsimile sunt unul dintre cele trei macronutrienți esențiali pe care organismul nostru trebuie să le primească prin alimentație. Cu toate acestea, există unele grăsimi care sunt mai benefice decât altele pentru sănătatea noastră. Grăsimile saturate și grăsimile trans sunt asociate cu un risc crescut de boli de inimă, diabet, zahărat și obezitate, în timp ce grăsimile nesaturate, mono și polinesaturate, sunt mai sănătoase și pot ajuta la prevenirea acestor afecțiuni. Grăsimile saturate și trans sunt considerate grăsimi nepotrivite pentru sănătatea noastră, deoarece pot crește nivelul de colesterol rău, LDL-ul din sânge, ceea ce poate duce la boli de inimă și la accident vascular cerebral. Aceste grăsimi se găsesc în alimentele procesate, cum ar fi prăjiturile, biscuiții sau snack-urile. Este important să ne asigurăm că dieta noastră conține grăsimi nesaturate, așa cum sunt produsele precum nucile, semințele, avocado, uleiuri vegetale și pește. În același timp, ar trebui să limităm sau să evităm grăsimile saturate și trans care se găsesc în alimentele procesate. Grăsimile nesaturate sunt considerate grăsimi sănătoase și sunt recomandate în dieta noastră.
Grăsimile nesaturate pot ajuta la menținerea nivelului de colesterol bun, HDL-ul din sânge și pot reduce riscul de boli de inimă, diabet și obezitate. Este important să menționăm că grăsimile sunt foarte dense caloric și trebuie consumate cu moderație. Consumul excesiv de grăsimi poate duce la creșterea în greutate și la apariția unor probleme de sănătate. În general, o dietă echilibrată care conține o cantitate moderată de grăsimi sănătoase poate ajuta la menținerea sănătății noastre și la reducerea riscului de boli cronice. În concluzie, grăsimile sunt esențiale pentru sănătatea noastră, dar trebuie să acordăm atenție tipurilor de grăsimi pe care le consumăm și să le includem în dieta noastră cu moderație. O dietă echilibrată care conține grăsimi sănătoase poate ajuta la menținerea sănătății noastre și la prevenirea bolilor cronice. Iar calendarul sărbătorilor neobișnuite arată că astăzi este ziua păpădiei. De altfel, se spune că păpădia a apărut în Eurasia circa, atenție, 30 de milioane de ani în urmă. 30 de milioane de ani în urmă, oamenii suflau păpădiile înflorite sau făceau salată din frunze de păpădie. Azi mai marcăm ziua intitulată Mergem la serviciu pe jos, bună treabă, sau ziua intitulată Hai, riscă, riscați, dar fiți atenți. Ziua gustărilor reci este sărbătorită în Coreea de Sud, ziua copiilor în Palestina, în India este ziua navigărilor marine, în America este ziua pantalonilor cloș, era așa un fel de modă pe timpuri cu pantalonii largi jos, ziua caramelei și ziua speranței. Este bine să avem speranță mereu, pentru că a trăi fără de speranță înseamnă a înceta să mai trăiești, așa spunea Dostoievski. E bine să avem speranță în noi, în oamenii din jur, în ziua de mâine, pe mâine. Partener general, satul German. Acest program conține plasare de produse.